Bine v-am găsit, regăsit, dragii mei raci, noi abonați, noi, sper, admiratori ai acestui canal, chiar dacă e la început. Da? Am revenit cu partea a doua, adresată partenerului, partenerei, persoane de care vă simțiți atras sau interesat, dar revin și repet de câte ori pot, nu uitați niciodată că puteți schimba pozițiile și chiar acum să vorbesc despre dumneavoastră și mai devreme să fi vorbit despre ei. Se întâmplă în citirile colective. O să sper să am timp mai târziu să clarific un pic aceste secrete. Haideți să vorbim despre persoana a doua care apare în această etalare. Poate nu e iubitul iubita, poate e o persoană, o colaboratoare, un colaborator, cineva din familie. Analizați-vă viața și vedeți exact despre cine e vorba. Ce au ei în suflet? Au acest cavaler de bâte. Au foarte multă pasiune, după cum vedeți. Cred că această eclipsă în semnul leului îi influențează teribil, da? Pentru unii dintre voi să nu uităm că poate să fie în casa a întâia sau a doua, depinde la câte grade aveți ascendentul și cu siguranță vă va influența viața. Deci ei sau dumneavoastră, în suflet, au cavalerul de bâte. Este o persoană născută în semnul focului. Repet, berbec, scorpion, săgetător, o fi vreun scorpion, vreo planetă. Berbec, săgetător sau leu. Dar pentru mine acest cavaler de bâte mai degrabă reprezintă ori semnul săgetătorului, ori al berbecului. Este un cavaler în mișcare, în acțiune, după cum vedeți, călătorește foarte departe, până în Egipt, la piramide. Este o energie foarte aventuroasă, da? Își asumă riscuri și nu este o energie stabilă. În momentul în care ceva nu-i convine, pleacă, pus mai mult pe distracții sau pe confortul propriu, pe hrănirea propriului lui ego sau a pasiunilor, a instinctelor. Este un player, da? Este un jucător. Omul acesta nu este stabil. Nu vă puteți baza pe el. Dar poate este o persoană, da? Care are această energie în sufletul lor. Sau vă dau mai multe variante, dumneavoastră alegeți care vi se potrivește. Pentru că o carte poate fi interpretată în multe feluri și chiar dacă simt în acest moment nevoia să exprim mai mult, înseamnă că există și spațiu de mai multe interpretări. Cred că pentru unii dintre voi, pentru că văd că totuși au o energie stabilă, cred că ei în suflet se simt foarte motivați, pasionali să înceapă un proiect, poate fi el afacere, da? Proiect creativ, bâtele sunt foarte creative, inovative, poate să fie doar felul lor super emoțional de a se exprima, manifesta cu dumneavoastră sau chiar în viața lor personală, profesională, așa să le fie felul, da? Cunosc oameni și eu sunt foarte expresivă în felul în care nu-mi arăt emoțiile, nu le ascund. Da, deci ei nu sunt genul de oameni care să-și ascundă emoțiile. Pentru că vorbim de lună și își doresc, simt, da? Luna simte, simt nevoia să se manifeste într-un proiect foarte creativ care să-i ducă până departe, până departe. Cum gândesc, cum comunică, la ce se gândesc? La valetul de cupe. Este un semn de apă, poate la dumneavoastră, poate undeva unul dintre voi trebuie să-și ceară scuze de obicei. Este o persoană foarte gentilă, da? Născut în semnul racului, peștilor sau scorpionului, dar reprezintă mai mult un mesaj, asta simt acum, da? Un mesaj emoțional. Poate se gândesc să vă scrie, că tot simt atâta pasiune în sufletul lor. Luna lor este foarte focoasă, da? Se gândesc să vă transmită un mesaj foarte emoțional sau așteaptă de la dumneavoastră un mesaj care să-i emoționeze. Poate că dumneavoastră, dacă vă manifestați atât de reci, ei tot speră că pot comunica cu
cu dumneavoastră și de la suflet la suflet. Unii dintre voi. Deci vă rog, luați ce vi se potrivește. Încerc să vă dau cât mai multe variante. Poate se gândesc la un copil, la un tânăr născut în semn de apă, poate să fie copilul vostru, da? Sau cel mult o persoană tânără. Cum acționează? Sunt pasionați, sunt hotărâți, dar să știți că, deși aici apare un aventuros, este un aventuros emoțional, este un aventuros, cred că într-o altă direcție, nu chiar atât de ușuratic cum ar părea la prima vedere, pentru că în public ei pun bariere. Această persoană e foarte rănită. A trecut de prin foarte multe experiențe, da? Până la 10 de, poate chiar e această persoană la care voi vă gândiți. Până la 10 de bâte, da? Este nouă, care înseamnă că a trecut prin multe experiențe, pasionale toate, dar nu toate plăcute. Este o persoană rănită, da? Poate fi un Chiron în semn de foc, chiar un Chiron în semn casa 10 a carierei. Poate vor să se impună într-un anume fel cu o anumită autoritate și ceva în trecut nu i-a lăsat. Oricum, ei pun bariere în fața celor care nu se dovedesc a fi conform idealurilor. Nou este un număr spiritual. Poate au și idealuri. Pentru că, da, cavalerul de bâte e idealist. E idealist. Poate fi un săgetător cu idealuri înalte. Scuzați-mă. Și totuși în public, pe cât e de pasionaș, de hotărât să facă, să își mențină poziția, să rămână pe poziții, în carieră, în postul în care sunt, în poziție, chiar în familie, chiar în relații. Vor să rămână acolo, da? Lângă dumneavoastră sau lângă colaborator sau în jobul respectiv, repet. Asta simt că manifestă ei în această perioadă, în ianuarie. Vor să se prezinte pasional, dar sobri. Nu permit oricui să treacă de acest grilaj, da? Nu permit oricui. Dacă cumva v-au permis dumneavoastră, înseamnă că aveți un loc special în inima lor. De ce le este frică? De regina de bâte. Hai să zicem că le e frică de o persoană, așa la modul simplist, născută în semnul focului, da? Berbec, leu sau săgetător. Dar nu-mi place să interpretez așa, îmi place să gândesc altfel și să simt altfel lucrurile. Cred că le este frică, le este teamă, frică parcă e prea mult, le este teamă tocmai pentru că au fost răniți, tocmai pentru că pun bariere în fața lor, le este teamă să fie prea atractiv, prea sexy, da, regina de bâte este foarte sexy. Le este teamă, au multă pasiune în suflet, multă, chiar și pentru dumneavoastră. Și dacă ar fi vorba să interpreteze în relație cu dumneavoastră, cred că le este frică să își arate pasiunea pentru dumneavoastră, acea pasiune cu conotații sexuale. Regina de bâte e o persoană predispusă și la aventuri, dar care își exprimă sexualitatea cu încredere. Și ei au această energie în poziția fricii. Da? Cum am zis și mai devreme, blochează oamenii care se apropie prea mult de ei. Își doresc să exploreze emoțional, dar totuși ceva din ei, datorită experiențelor trecutului, ceva din ei blochează pe cei care vin, poate chiar și pe dumneavoastră. Poate chiar și pe dumneavoastră, uneori. Rămâne de văzut. Dar asta le este frică cumva să se manifeste cu prea multă încredere. Poate li se pare că exprimă prea mult egoism. Cine știe? Ce își doresc? 3 de băte, iar un semn de foc. Își doresc să călătorească sau vă așteaptă pe dumneavoastră, dacă tot vă gândiți la o călătorie, vă așteaptă să veniți în viața voastră, în viața lor.
Poate să fie vorba de o comunicare la distanță, într-un mod pasional, că tot simt, tot da, doresc să comunice mesaj emoțional, în inima au foarte multă pasiune, acest cavaler, da, și idealuri, o mulțime de idealuri, da. Își doresc să comunice pasional, da, să călătorească mai aproape de dumneavoastră, mai aproape de idealurile lor și undeva văd în zare niște oportunități care se apropie de ei. Poate această eclipsă să aducă aceste oportunități, aceste posibilități de manifestare. Și totuși ce reușesc să manifeste, foarte frumoase cărți au, ce reușesc să manifeste până la sfârșitul lunii ianuarie, un început de relație stabilă. Dacă ar fi vorba de afaceri, această regină de bâte este o întreprinzătoare, este o persoană care reușește să se întrețină singură, care poate să conducă o afacere, da? Și dacă ar fi vorba de afaceri, până la sfârșitul lunii reușește să pună bazele acestei noi afaceri, eventual în colaborare cu cineva. Poate cu cineva de la distanță. Dacă ar fi vorba să fiți dumneavoastră în colaborare cu ei și să manifestați această relație de lungă durată, că e romantică, că e de afaceri, că e, eu știu, de altă culoare, aveți acest potențial. Patru de bâte poate să reprezinte și noțiunea de twin flame, da? Pot să-și întâlnească twin flame-ul, poate sunteți dumneavoastră. De obicei, flăcările perechi sunt foarte opuse ca fel de manifestare și, după cum vedeți, ei sunt foarte pasionali și dumneavoastră aveți o mulțime de secrete, gânduri și și ei au responsabilități. Dar, clar, nu sunteți creați la fel, sunteți diferiți și poate, dacă ar fi vorba să fiți flăcări perechi, undeva se va manifesta un început al acestei relații de lungă durată. Cred că în cazul în care dumneavoastră vă despărțiți de cineva, puteți să începeți să manifestați începutul unei relații cu această persoană. Da? Sau ce puneți bazele în această lună, în această perioadă, să se manifeste prin aprilie, da? Martie să călătoriți și prin aprilie să culegeți roadele acestei relații stabile. Să simțiți într-adevăr că ați intrat, că sunteți intrat în această relație. Dați-mi voie repede, că sunt deja 13 minute, să caut o carte, să clarific din celelalte de cărți, o carte pentru lună, vă rog frumos. Așa se întâmplă când fac cărțile în fața voastră. Iată ce am găsit. Marea Preoteasă. Alte secrete. Alte secrete. Pentru voi, dragi, în cazul în care această citire s-a potrivit la voi, în mintea voastră, Mercurul vostru este foarte conectat la surse superioare de cunoaștere. Luna aceasta, luna nouă, luna plină vă copleșește, da, cu informații ciudate, subtile, unele mai negative, asta nu e o carte foarte pozitivă, altele foarte profunde, da? Marea Preoteasă este o persoană cu o capacitate de absorbție informațională foarte mare și de a înțelege. N-are nevoie să citească, deși e Mercuria, înțelege. Poate să fie o persoană în semnul peștilor, da? Dar și în orice alt semn de apă. Deci aici vă gândiți la secrete, poate la secrete universale, la lucruri oculte, ezoterice. Acesta este Mercurul vostru. În cazul în care vă gândiți la această persoană, persoana aceasta oarecum nu este prezentată, este ținută în secret, cred eu, așa simt. Așa simt. Aș vrea să mai trag o carte repede dintre cărțile de oracol ale lui Dorin Vârciu, care v-ar putea ghida. Op, a și sărit cartea. Ok, da, studiu. Studiu. Și asta se potrivește foarte bun. Mercur, da, studiați în secret, în singurătate, da, de unul singur.
studiați niște lucruri care țin de dezvoltarea voastră personală. O să vă las să citiți singur cartea și va trebui să închid și să ne auzim cu ocazia unei alte etalări. Numai bine, la revedere, multă dragoste și succes în tot ce faceți!